Imaginație, fascinație și indicii pentru viitor. Despre asta este vorba în clipul care urmează. Am ales 10 concepte relevante expuse la Salonul Auto de la Geneva și le prezentăm în detaliu. Deși Opel Adam abia a ajuns în showroom-uri, designerii își imaginează deja noi versiuni ale sale. Conceptul din imagini se cheamă Adam Rocks și reacțiile favorabile ale publicului s-ar putea să-l aducă în producția de serie. Inspirat de atleții parkour, conceptul este mai înalt și mai lat decât Adam de serie. Rocks are un aspect mai robust, iar senzația specială de libertate personală este subliniată de acoperișul textil retractabil, care oferă o imagine liberă asupra cerului. Conceptul Adam Rocks are o caroserie monocorp cu 3 uși și 3,70 metri lungime, iar apariția sa la Geneva prefigurează inaugurarea unui nou segment de piață. Un alt concept interesant este Honda Civic Tourer. Și mai interesant este că el va intra în producție, iar în toamna acestui an va fi dezvăluit ca mașină de serie. Din 2014 va ajunge în showroom-uri. Conceptul Honda Civic Tourer preia de la noua generație Civic cu 5 uși designul expresiv și îi dă o nouă valoare, astfel încât Civic să fie o mașină atractivă și pentru familiști. Când va intra în producția de serie, Civic Tourer va fi produs în uzina Swindon, din Marea Britanie, alături de Civic cu 5 uși. O dovadă suplimentară că japonezii iau mai în serios ca niciodată piața europeană este și conceptul Toyota FT86 Open. Cu alte cuvinte, această decapotabilă concept anunță o versiune cabrio a cupeului Toyota GT86. Acest concept Toyota are 4240 mm lungime și oferă loc pentru 4 pasageri. Acoperișul este textil și beneficiază de o lunetă integrată, din sticlă. FT86 Open are un motor boxer de 2 litri cu injecție directă, cuplat la o transmisie automată cu 6 viteze, care schimbă treptele în 20 de secundă. Performanțele ridicate sunt garantate și de o greutate foarte redusă, 1257 de kilograme. Ne întoarcem la Honda, pentru că NSX merită un loc cât mai sus în clasament. Este imaginea perfectă a unei mașini sport japoneze, de care să se teamă modele precum Audi R8. Detaliile sunt încă puține despre NSX, dar apariția acestui concept într-o formă evoluată și la Geneva, după ce a fost expus la Detroit în urmă cu un an, anunță intențiile clare ale Honda. La acest concept trebuie urmărit în special interiorul, pentru că el va fi mai cu seamă preluat de o viitoare mașină sport Honda, după cum însuși producătorul auto japonez spune. Honda NSX are un motor V6 pe benzină, care angrenează roțile din spate prin intermediul unei transmisii cu dublu ambreiaj și motor electric integrat. Toyota iRoad a fost poate cea mai îndrăzneață apariție de la salon. iRoad reprezintă un concept interesant de mobilitate pentru maximum 2 persoane. Acest vehicul are 3 roți și un sistem inovativ de suspensii și direcție, care îi permite să se încline pe viraje, ca un scooter. Tehnologia se cheamă Active Lean. Propulsia este electrică, desigur, iar cele două motoare, de câte 2 kW fiecare, sunt montate câte unul pentru fiecare roată din față. Toyota iRoad are 2350 mm lungime, 1445 mm înălțime și un ampatament de 1700 mm. Francezii de la Citroën au prezentat conceptul Technospace. Mașina merită atenție deosebită pentru că redă fidel liniile pe care le va avea noul C4 Picasso din toamna lui 2013. O surpriză de proporții a venit din partea Ital Design Giugiaro,
Conceptul Parkour este un fel de supercar creat pentru aventură. Dedicat parcă arabilor, acest concept își va găsi cu siguranță mulți clienți și în Europa, dacă va intra vreodată în producția de serie. Să nu uităm că Lamborghini deține pachetul majoritar de acțiuni la Ital Design Giugiaro și deci sunt mari șanse să vedem un Lamborghini ca acest concept Parkour. Nici coreenii nu se lasă mai prejos. Conceptul Kia Provo este un cupe de mici dimensiuni, ce promite performanțe de top. Dacă va ajunge mașină de serie, rămâne de văzut. Subaru, o marcă cu o prezență tot mai ștearsă în Europa, nu a lăsat garda jos și a prezentat conceptul Visiv. Subaru spune că această mașină a fost creată pentru a sublinia valorile mărcii, dar nu va ajunge în producție. Pentru sfârșit am păstrat un pick-up, dar nu unul oarecare, ci hibrid. Mitsubishi GR HEV anunță deci că tehnologia hibridă va pătrunde în următorii ani și pe camionete. Următorul L200 s-ar putea să aibă și o versiune hibridă.